bună seara. Bună seara, dragii mei. Erați așa un pic, cum mi se spune, cu... Am pauze, ce să faci? Vâna la... Da, pe cu vâna zero. Moale. Da, la canapea. Pe zero, da. Cu vâna pe moale. Păi să rămână, Paula. Eram în creștere. Bună, dragii mei. Bună seara, dragii mei. Eram cu bateriile. Sunt mai dezobișnuit cu bună seara asta. N-am mai zis bună seara de foarte mult timp. Înțelegi? În public. Păi nu, nu, nici la public, nici la nimeni. Mai sunt puțin și spune bună dimineața. Da, da, buonanotte. Si. Bă, da, e adevărat. Mai mulțumim rar. Frumos pentru invitație. Mulțumim pentru prezență, noi, în primul rând. Felicitări pentru ce faceți acolo și pentru felul în care ne distrați. Da. Absolut superbe momentele. Ce vă distrați voi, nu? Da, da. Distrează, bineînțeles. Și cei de la... Și telespectatorii, la fel, astăzi ai fost în piață. A, da, a, uite, asta îi spuneam, îi povesteam lui Romica. Am fost în piață și dimineața. Te duce și în piață. Păi cum? Pe cum? Pe rău, pe ceață și pe agureață. Da, acolo e impulsul. Da, dimineața, națiunii. Dacă nu faci piața. Da, așa. Mama, și da. Și ce mi-a spus un domn de acolo, de la Otar, ce m-a impresionat foarte tare, că este singurul de până acum care a spus așa: doamna Adriana, cu mască, cu vânăta la ochi, îți dai seama, așa, mi-a spus: doamna Adriana, apreciez atât de mult efortul cu care faceți emisiunea asta. Extraordinar. Păi da, să spun că ceva, așa, pentru că este efort. Ăla lui Bănică are 19 ani, my friend. Ăla îl face din talent. El când iese, hopa, da. Și a ieșit 3 minute. Păi eu dacă am 3 bă, minute... Că tot îl mai înțe, păi da, știi ce e bine? Că amândoi împărțim momentul în jumătate. Dacă ați putea să vă până și machiați pe jumătate... Dau eu ce pot, nu? Stau la respirație și după aia ne oprea Adriana. Să ne mai și vorbim. Romica, uite aici, hai, ajută-mă. Da, dau eu acolo, și... că numai că de la repetiție realizez cât duci cu vocea și cât vine stopul, înțelegi? Da. Și sincer să fiu, nu mă dau acum lovit de chestia asta. După ce am avut bau-bau, mi-a luat un pic din... Hau-hau. Din hau-hau. Din hau-hau. Bau-bau, mi-a luat mau-mau. Mi-a luat mau-mau, jur. Nu cred. Mi-a luat un pic din mau-mau și, da? Pe serios? Cuvânt, mi-a luat un pic din mau-mau, da. Adică de unde ce, mai poți... de unde când e, cântam? Da, da, mai găsim prin casă când. Da, mai găsim. Obosești, de unde când când mai repede, da, 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 mai repede. De unde cântam o arie de Plângea Marcel Pavel, acum nu mă uit în ochi, știi? Mă opresc la jumate. Știi? Poți să o joc pe aia, care e aia bolnavă de plămând din operetă, din operă? Traviata, nu? Traviata. Da, poți să o joc pe aia, da. Ferește, Doamne, da. Și eu cine să fiu? Dacă tu ești Traviata, eu tu cine ești să fiu? Brancardierul. Bun. Să spun ceva. Am găsit o tinerețe, bine, la Adriana, am găsit o tinerețe și o poftă de joacă și o bucurie așa de a face personajele astea, pentru că au niște personaje foarte interesante. Foarte grele, iar mă plăcut. A fost fabulos weekendul ăsta. Mi-a plăcut atât de mult ce ați făcut. Băi, eu nu știu de unde a scos vocea aia. Voi v-ați uitat un pic la Ozana cum a făcut. Da. Pentru că la antrenamente am fost varză. Nu, nu. Varză, dar... Nu, da, eu i-am spus Ozanei... Da, știi cum e? Important e să prinzi o zi bună în timpul ziua meciului, știi? Atunci da, la locul potrivit, în momentul potrivit, exact. Pentru cine? În ziua meciului, da. De cine potrivit să-ți facem? În afară de vocea asta pe care am făcut-o... Ia să vorbește atât de rar încât sunt curioasă să... Am mai avut o surpriză de genul ăsta în sezonul 13, când am fost singur. Am repetat Liviu Vasilică, mă l-am repetat acasă, vă dau cuvântul meu de onoare, jur, de nu m-am chițăit, mi-am dat toate vocile, am făcut tot posibilul ca să sune ca el, vă dau cuvântul meu de onoare că nu mi-a ieșit absolut deloc. A venit fiu-so, pe care pus costumul, așa e? M-a îmbrăcat cu costumul original al lui taică-so. Mi-a pus aia în cap, da. Cu ăla, avea paltonul, avea, nu, mai mult, cred că vreo 10 kilograme. Așa, m-am îmbrăcat, am coborât scările și când a dat ăla pam, 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 mi-a ieșit vocea. Păcat că nu putem să redăm, să vedeți, eu habar n-am, hai nu să, știu. Ciprian, hai să căutăm, poate găsim pe YouTube. Sau pe antena. E pe YouTube, 3. Liviu Vasilică, Romica Țociu. Da, bă, da. Foarte tare. Vă dau, băi, jur, vă dau cuvântul, nu vă mint. De obicei, eu când glumesc, iau bani, știi, dar nu... Acum... Aici n-avem nici dacă vorbesc serios. Și acum să vreau să glumesc, iau bani, n-am cum. Da, adică aici n-avem nici dacă vorbesc serios. A, da? Unde am venit? Show-ul este show, da. Ăștia n-au spus. Ok, Adriana, te lasă. Dar cum a fost cu Dolănescu? Spune tu.
Paula, tu știi că tu ai fost și știi cât de greu este și știi ce înseamnă lucrul ăsta? Este cumplit. Enrico Masia. E cumplit, e cumplit. Când îi vezi pe cumplit. Toți aia de la juriu, toți membrii juriului cum stau așa serioși. Numai dacă te pune, nu cred, nu cred că n-a stat. Dar din lift. În lift m-a luat inima. Deci mie mi s-a tăiat glasul în lift. De stres. Deci simțeam că mă duc către moarte. Cred că așa simt. Uite, aici, stai puțin. Aici, dă-o pe asta. Ai sonor? Da, mă, dar de ce n-are sonor, mă, asta? Fii atent cum am căzut, și eu și el. Fii atent când caz. Hop! Aoleu! Da, deci nu mai vezi, nu mai de stres. Vai de viața mea. Băi, și ne-am ridicat și am cântat. Am căzut ca un sac de cartofi, mă jur. Ăștia ziceau, domne, a fost aranjat. Bă, sunteți nebun, cum să fie aranjat? Păi dacă era aranjat, era pe lumină să filmeze aia ce trebuie. Adică nu a fost aranjat în așa fel încât și acum fac infiltrație la genunchi. De la de la căzătură a căzut. Nu, dar am tare. A căzut foarte nasol. Da, tu te-ai împiedicat, nu? Romica. Eu m-am împiedicat. Să spun ce s-a întâmplat. Nu, eu am spus, mă țin de tine să nu cumva să cad, pentru că am probleme cu piciorul. Toată baza. Toată era baza, întuneric, era întuneric. Oameni buni, dar să spun ceva. Rochia aia era foarte lungă. Ai călcat pe ea? Nu, așa. Mi-a dat o pereche de pantofi pe care de când i-am pus în picioare am știut că o să am o problemă. Ideea este următoarea, că noi nu repetăm niciodată în costume. În costum ne plecăm o dată și cântăm. Și ca. Și nu știi ce surpriză ai la costum. Strâng, că te asta, că nu... Numai puțin. Mai puțin, mi-ai spus mie? Nu, numai puțin. Mă ridic în picioare ca să povestesc. Așa, bravo. Ca să dea cadru. E dor de spectacole, știi? Așa. E nejucat. Romica, poți să ieși și mai... Fiat, o să ies. Deci, în momentul când am dat să pun celălalt pas, am pus... Tocu mi s-a agățat de tivul rochiei și nu mai aveam, ăla nu mai venea, nu mai ieșea de acolo. Și am zis, mămică, încotro mă duc. Romică, încotro. Și în momentul ăla, Adrian a pus mâna pe mine. Și am spus, ai pus mâna de câștigător de data asta. Numai că eu... Ia, acum e, fii atent că acum. Numai că eu... Am și câștigat. Numai că uite. Bă, și e și iluzia aia de la treptele alea care... Acum mi s-a dus aia, gata. Băi, bine că nu era... Iar eu... Dar tu ai căzut mai rău, Romică? Nu. Eu am căzut cel mai rău. Când am văzut că e, am sărit și m-am dus pe un număr. Că dacă cădeam cu fața, rămânea mulajul peței în platoul de la te cunosc. La noi aici, cu piatra, nu? Uite aia, de acolo. Crăpa ei podeaua. Aia cu tare, în memoria lui, da. Hai că am găsit, da, spune, te rog. Nu, asta spuneam, că se întâmplă. Am găsit momentul acela cu... Da, cu Liviu Vasilică? Cu Liviu Vasilică. Vă rog eu, dați-l, vă rog eu. Hai, Ciprian. Căutați și Dolănescu cu Maria Ciobanu să vedeți ce transformare a făcut Romica. Fantastic! Atitudinea! Ăsta e finalul! Este! Gata, mulțumesc frumos! Fantastic! Căutați uite-l și pe care fiul lui și mulțumesc frumos! Foarte tare! Din momentul în care... Și asta e că și după ce am căzut aici, deci n-are tăietură, n-are nimic. În secunda următoare ne-am ridicat. Am ridicat și am și câștigat gala. Păi... Pentru că aveam avut personaje foarte grele și foarte greu. Am avut Concita Vurs și Trevor Ashley. Da. Și partitura foarte grea. Iar Liviu ne-a zis, uite, două căzături au câștigat. Băi, nesimțit. Ești nesimțit. Două căzături au câștigat. Nu e bine că nu-ți dau 5 niciodată și n-ai să vezi 5 la canapea de la mine și dacă te târăști, târătoare. Hai să vedem și Dolănescu. Hai, cu Dolănescu aici a fost o istorie foarte interesantă pentru că Romica... Deci dacă mă duceam cu Adriana să iau avansuri la nunț, luam avansuri. Uitați-vă la Adriana. Băiatule, n-ai cum așa. Da, fii atent la voce. Mamă, dar ce bine. Fii atent la voce. Dacă spun că luam 10 nunți.
Aude de tine tristețea aia. Păi nu, dar așa joacă, așa joacă el. Eram certați. Ia, ascultă. Incredibil. Doamne, Adrian, cum pot... Băi, cum puteți... Uite-le la mine, băi! Ei nu vorbeau. Nu vorbeau în perioada aia. Erau certați din nebun la cap. Și să-mi vedeți pe Romică ce personaj face. Nu așa ce... Da. Și acum urmează jihadul, fiți atent. Ei fiind certați în perioada aia și uite-te cât de bine teatral este Romica. Da, e fantastic. Și Adriana, cum eram? Da, da, foarte, un exercițiu foarte bun. Foarte bun. Nu am câștigat cu el. N-am câștigat. Mulțumim! Mulțumim deci, foarte bine. Da, emisiunea este absolut fabuloasă în toată complexitatea ei, dar mă gândesc acum, pentru voi artiști, e ca o gură de oxigen, vă ține speranța trează că încă se mai pot face show-uri, că se mai poate... Adică ține... să vede că sunteți implicați, parcă mai mult decât în alte sezoane, în perioada asta în care n-ai mai avut unde să mai joci, este singura, singura scenă deschisă, grea. Știi? Este, a fost, este încă o perioadă. Am mai jucat grea. În hol la mașinuțe, dar la... La păcănele. Ai jucat la păcănele. Ce joacă la teatru, da, joacă la notara hol la mașinuțe, da. Acum, în ceea ce mă privește și în ceea ce te privește, Paula, trebuie să recunoaștem că Dumnezeu, adică organii au închis porțile, dar nouă Dumnezeu ne-a deschis o fereastră, e clar. Asta zic. Și asta a fost, cum să spun, în perioada asta, chiar a fost... Nu gură de aer, cred că a fost un semn de la Dumnezeu că nu o să murim și că putem să salvare. Mergem mai departe, sigur că da, sigur că exact. Și vă știți foarte bine, exact. Foarte asta bine. E singura cină deschisă. Teatrul nu se poate face online, e clar. Teatrul, da, uite, noi. Emisiunea, putem să o facem online de acasă, dar nu avea același impact, da. Și oricum nu mă simțeam atât de bine cum mă simt cu voi, nu? Mulțumim mult, da. Mulțumim. Este într-adevăr știi, știi ce a fost interesant și frumos? A fost că eu cu Adriana, este. Și este, da? Este, da? Eu cu Adriana n-am avut mari parte priuri, așa să zici, că ne-am salutat, ne știam, am jucat într-o piesă de teatru. A, înainte de, înainte de colaborarea asta. Da, da, da. Noi am jucat în Dale Carnavalului, în regia lui Dan Tudor, am făcut un Dale Carnavalului extraordinar, în care Romică era Crăcănel, eu eram Mița Baston, no, da, și Cornel era... Nu mai țin minte ce era. Nu mai țin minte? Cornel, dacă te uiți, dăm mesaj pe WhatsApp. Și... Așa, și juca și Cornel. Cornel era în lipsă, dar, ca și acum, dar, adică nu mai era. Dar Romică a făcut un Crăcănel cum eu, recunosc și în fața Marii Adunări Naționale, a fost cel mai bun Crăcănel pe care eu l-am văzut vreodată. Extraordinar. Plângea cu lacrimi adevărate. Eu am crezut prima oară că și-a dat cu ceapă, cu ceva. Măi, plânge, da. Și spunea, ce caută, domnule, neamțul Bulgaria? Ce căuta neamțul Bulgaria? Era da? Extraordinar. M-am șelat. Mi-a făcut așa o plăcere. Și continuă Romica spunând că noi nu am avut relații de prietenie, amiciție, prietenie. Am fost așa, ne-am întâlnit la spectacole, la spectacole, mă rog. Da. Dar întâlnirea noastră a fost de bun augur și priza... Dar cine a avut ideea de a vă cupla? Cei de la... Eu am înțeles că Augusta, da? Și cu soțul ei, cu Andreas. Cu Andreas, Andreas Petrescu. Au văzut ei că ați putea deveni și Radu, cuplu. Cred că și Radu. Cred. Da, da, da. Ideea este că... Păi Cornel tocmai fusese cu Andrada, cu fica lui. Da. Înțelegi? El fusese cu Andrada. Și cumva și au zis trebuia să fii și tu prezent. Nu ne vor în confort, ne vor separatos. A, așa. Și ei au crezut, hai că dacă o aducem pe Adriana cu care el n-a jucat niciodată, da? Nu prea s-au întâlnit. Nu sunt într-o zonă de confort, da. Nu, adevărul este că am încurcat noi pe ei. Păi asta spun, da.
aici a fost. Le-ați dat planurile prea bine, dar... Le-ați dat planurile peste cap, da. Da. E, nu cred că ideea era să nu vă înțelegem. E frumos, a spus titlul acolo. Aș vrea doar să schimbați titlul de femeie cu doamnă, cealaltă doamnă din viața lui Romică. Sună mai... Ce scrie? Eu nu văd până acolo. Vine Romică cu cealaltă femeie din viața lui. Da, cu cealaltă doamnă. Adică fii cu maică-ta aici? Nu, trebuia să vină mama ta? Nu. Apropo de mama ta, da, cum spuneai și tu, Adriana, și dânsa se duce prin piață și se mama se duce în piață duminica. Se laudă cu isprăvile tale, nu? Da, duminica se duce în piață. De-aia le-am spus că vorbeam cu jurații, că mi-au dat toată 5. Și am zis, pentru asta mama o să se ducă abia luni, că duminică uită ăia. Și nu mai e bine, doamnă, ce a făcut Romica? A luat 5 cu tare, am zis, dați-i măcar 7 să aibă și mama o motiv de discuție. La ce persoană? O legăturică de ceapă în plus. Da, da. Să o cheme la ședința cu părinții. Da, Ozana, cred că Ozana. E mândră dânsa de Ozana ne-a... Bucuria acestei întâlniri a fost că priza directă s-a făcut ca la circ în secunda respectivă. Instant. Suntem pe aceeași lungime de undă. Ce să dăm, mă bate la cap de repetăm. Repetă, știi cum e? Da, lumea îl crede foarte superficial, dar nu este așa, este un om extraordinar. Cât munciți pentru un moment? E muncă, băi, Dane. În fiecare zi, câte ore? Noi ne întâlnim pentru un număr, ne întâlnim în 2 săptămâni, pentru că ele au ritmicitatea aia, acum depinde, înțelegi? Și 3-4-5 zile pe săptămână. Dar în acele 3-4-5 zile nu repetăm numai asta, că mai gătim, mai spălăm, mai mergem la facultate, mai mergem prin piață. Da, avem și normal, viața noastră normal, cotidiană, nu? Dar faptul că stăm și aproape, asta a fost foarte bine, pentru că vezi ce înseamnă să nu stăm tu în Pipera și eu în... Păi da, repetam online. Cum era, online? Așa? Și pașii la fel, spuneam telefonul, așa. Vezi vreau că... să spun că ne întâlnim mai mult la Romică și repetăm ca la facultate, ca la admitere. Am o cameră liberă, poate dacă vrea cineva să închirieze. Au la dispoziția următorilor concurenți. Auzi, de câte ori mă vede cățelușa lui Romică, începe să urle, să latre, pentru că știe că urmează nebunia dacă am ajuns acolo. Și repetăm într-o cămăruță și măceată. Da, și a format reflexului Pavlov. Și ne ceartă cu tare, mai întâi Nicoleta, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Nu, cu tare, toți copiii. Mai ales că la mine casa e plină de copii acum, îți dai seama. Felicitări. E și Filip, sunt bunic de 2 ore. Bunica a doua oară, Adriana. Da. Deci o avem și pe Sofia Ioana, care este... Doamne ajută, vă cred. Ia uite-l mai aici. Ce drăguț. Uite-l, da, Romică, bunic a doua oară, de această dată bunic de fetiță, a fost prima oară bunic de băiețel. Ești cel mai fericit bunic din lume, nu? Îi spuneam acum, venind către voi, Romică, tu ești înconjurat numai de iubire pe pământul ăsta. Da, chiar da. Pe cuvânt. E casa plină. Mai ales că... Da, e casa plină. Dar în moment binecuvântat sunt. Nu mai am unde să mă ascund, jur, nu mai am unde să mă ascund, mai ales că acum, după ce Cătălin s-a mutat lângă noi, acolo și am luat casa lângă, am spart, pentru că casele erau lipite, am spart și am făcut o ușă. Și doar se aude vocea lui Filip. Tati! Nu-mi zice bunic. Și Filip se lipește de el ca marca pe scrisoare și nu mai pleacă de acolo nici dacă îl piși cu ceară. Este un pentru că Romica este atât de pozitiv, are un suflet atât de bun, are un interior 90-60-90. Perfect! Perfect! Da? Deci la bărbați altele dimensiuni. Da, da. Mici, mari și normale. Știu, da. E adevărat. Știu, e mare, foarte mare și normală. Da, da. Da. Hai să nu jucăm la mai mare în seara asta. Sunt închise cazinorile, așa. Tu ești înconjurat de iubire, Romica, ești înconjurat de iubire și tu ai fi vrut să mai cumperi. E tot timpul... o provocare viața, este, să știi. E, cred că cea mai frumoasă variantă a vârstei acesteia, știi? Să fii înconjurat de nepoți fiu, și de... Am fost supărat un pic pe Cătălin, că, iartă-mă, Dan. Te rog. Am fost puțin supărat pe Cătălin că a început așa pe la 26 de ani să apuce de copii, dar crede-mă, păi eu da, având da, acum 50 fabulos pentru tine. 59... Mulți n-ai. Ma non fanatico. Ma si, grazie. Așa... m-am gândit, Dumnezeule, păi dacă îi făceam mai târziu
mai aveam aceeași răbdare, exact. Nu mai aceeași răbdare, nu mai aceeași bucurie. Poate adică ce vrei să spui, că eu nu o să mai am răbdare să fiu bunică? Eu cred că eu n-am. Păi eu cred că va trebui Maria Speranța să se apuce. Nu Maria Speranța, Ștefan întâi, că întâi ce Maria Ștefan? Speranța, care 21 de abia. Are 21? Păi da. Păi da, dar la Ștefan acum la 30. 30 acum, nu? El ar trebui, da. Păi ar trebui. Mulți înainte. Da, dar poate fac eu cu. Direct.